Majorări la prețul combustibilului, creșteri impuse de intermediari, recolte compromise și importuri masive sau producții bogate care coboară prețul. Piața de fructe și legume oferă surprize de la o lună la alta, fluctuații de multe ori nejustificate și nu tot timpul este valabil ca prețul de anul trecut să fie mai mic față de cel de anul acesta. Pentru a vedea care sunt diferențele de prețuri, am făcut un studiu comparativ. Cartofii erau anul trecut în această perioadă chiar și de 2 sau 3 ori mai scumpi decât anul acesta. Producția bună din toamna trecută a făcut ca acum prețul unui kilogram de cartofi să fie și de 1 leu. Fasolea uscată putea fi cumpărată anul trecut și cu 5 lei. Acum prețul mediu este de 7 lei. Roșiile, evident de import, se mențin în jurul valorii de 5-6 lei, la fel ca anul trecut. Castraveții de seră sunt și cu 2 lei mai scumpi față de anul trecut, una dintre explicații fiind aceea că la această oră trebuia să intre pe piață producția serelor românești, pustii acum din cauza frigului. Și spanacul era mai ieftin anul trecut, la fel și salata verde și ceapa, tot din aceeași cauză, astfel că în prezent verdețurile nu sunt la fel de multe ca anul trecut, când existau deja pe piață urzicile. Prunele uscate, destul de căutate acum în post, sunt anul acesta și cu 50% mai scumpe decât anul trecut, fapt explicat printr-o producție slabă de fructe, numai că întrebând producătorii am aflat că nu se plâng de producție, ci de intermediari.